Va fi nevoie de cel puțin un an pentru ca un vaccin COVID-19 să fie aprobat, ceea ce poate părea mult timp, dar de fapt ar fi un nou record. Pentru vaccinurile noi durează aproximativ 10-15 ani pentru a putea fi puse pe piață, iar un an tot nu va fi suficient de repede pentru a amâna epidemiile următoare. Ceea ce poate face acest lucru sunt tratamentele. Acestea ajută oamenii care sunt deja bolnavi, în timp ce un vaccin previne o boală la oamenii sănătoși, și acesta este principalul motiv pentru care durează atât de mult. În data de 26 martie 2020 erau peste 120 de producători care urmăreau vindecarea bolii COVID-19 prin 3 abordări diferite, cum ar fi folosirea medicamentelor deja existente, tratamentele cu anticorpi noi și vaccinurile. Vaccinurile, din câte se știe, se administrează oamenilor sănătoși și este nevoie de multă prudență pentru a fi sigur că nu are efecte adverse. Mai important este că atunci când ai contractat infecția, vaccinul să fie bun pentru a-i face față, iar simptomele să nu fie atât de severe, a declarat dr. Maria Elena Botazi din cadrul Colegiului de Medicină Baylor din Texas, SUA. Vaccinurile au scopul de a declanșa un răspuns imun fără a cauza de fapt o infecție prin introducerea unui virus slăbit sau inactiv, iar sistemul imunitar ar trebui să producă anticorpii necesari pentru a lupta contra acestuia. Anticorpii sunt creați în mod natural de către organismele noastre, dar acest lucru durează de la săptămâni la luni pentru a produce tipul necesar de anticorpi. Pentru unii oameni, în lupta contra COVID-19 este prea mult de așteptat. Boala se poate răspândi cu rapiditate la plămâni, cauzând daune severe și chiar ucigând persoana în cauză înainte ca organismul să poată produce suficienți anticorpi. Un vaccin îi permite organismului să treacă prin acest proces fără a ne asuma vreun risc și îl pregătește prin intermediul celulelor de memorie care vor recunoaște agentul patogen dacă acesta se va întoarce vreodată și îl va distruge chiar înainte de a-ți da seama de prezența lui. Dar vaccinurile au perioade de testare foarte lungi pentru că poate dura săptămâni sau luni întregi până când un participant va dezvolta imunitate. Apoi, cercetătorii vor trebui să aștepte alte câteva luni pentru a vedea dacă aceștia se îmbolnăvesc, deoarece nu este etic ca ei să fie expuși virusului intenționat, chiar dacă vaccinurile sunt menite să prevină asta. Este mai dificil să fie aprobate pentru scopuri compătimitoare, de exemplu atunci când cineva este deja atât de bolnav încât va muri, va încerca absolut orice pentru a fi salvat. Agenția Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale SUA îi va da permisiunea de a încerca anumite lucruri, precum medicamentele netradiționale, pentru că nu mai are nimic de pierdut dacă se află atât de aproape de moarte, a declarat tot doamna dr. Maria Elena Botazi, care conduce o echipă care lucrează la un vaccin contra COVID-19 la Colegiul de Medicină Baylor. Ei folosesc studii vechi, precum un vaccin contra SARS pe care l-au creat în urmă cu un deceniu. Acesta a fost înghețat și monitorizat continuu de când fondurile au fost epuizate. Virusul care cauzează SARS și cel care cauzează COVID-19 împart între 70 și 80% din încărcătura genetică, ceea ce face din acest vaccin un bun punct de plecare pentru că poate oferi protecție limitată împotriva COVID-19, dar de asemenea ar putea accelera elaborarea unui vaccin mai eficace. Este o strategie rapidă de schimbare care presupune începerea unor studii cu virusul SARS, apoi se continuă cu crearea unor dovezi de siguranță prin ducerea rapidă a acelei molecule la clinică și se poate opri acolo, fără a continua din motive care țin de licență, dar studiile pot continua cu celălalt virus care este mai specific, a declarat doctorul Maria Botazi. Chiar și cu acest punct de plecare, vaccinurile nu vor fi accesibile la scară largă pentru cel puțin 12 luni. După ce este elaborat, vaccinul va fi supus unor teste de siguranță și de toxicitate urmate de un studiu clinic și de aprobarea Agenției Naționale a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din SUA. Acest lucru se întâmplă pentru toate cele peste 40 de vaccinuri în curs de realizare. Este puțin probabil ca vreunul dintre ele să fie finalizat și aprobat la timp pentru a opri această pandemie, dar cel puțin vor opri viitoarele epidemii.
Chiar și candidatul favorit în cazul vaccinurilor, unul produs de renumita companie de biotehnologie farmaceutică Moderna cu sediul în orașul Cambridge, SUA, care a început deja să fie testat pe oameni după ce a trecut de faza experimentală pe animale, are nevoie de o perioadă mai mare de un an pentru lansarea comercială. Ar fi un exemplu rar de vaccin aprobat pentru uz compătimitor, dar merită menționat faptul că firmele caută folosirea de urgență a vaccinurilor experimentale. Pe lângă faptul că necesită o perioadă foarte lungă, vaccinurile nu funcționează la fel ca oamenii care sunt mai în vârstă sau cu imunitatea compromisă, acestea fiind două grupe cu un mare risc de a muri din cauza COVID-19. În cazul tratamentelor cu anticorpi, se poate vorbi despre aproximativ același lucru pentru că urmează un traseu asemănător cu cel al vaccinurilor pentru uz generalizat, dar în loc de a face organismul să producă anticorpi, acest tratament presupune injectarea unor anticorpi deja realizați. Acești anticorpi pot fi administrați persoanelor care sunt deja infectate, iar aceștia vor începe să elimine virusul, apoi întreaga infecție, în doar câteva ore. De fapt, acești anticorpi vor ajuta oamenii să se refacă mai repede și vor reduce rata mortalității. Pot fi folosiți și preventiv, dar durata lor este mai mică decât cea a vaccinurilor, așa că sunt folosiți în primul rând ca și tratament. A declarat Sarah Eves, directoarea companiei de biotehnologie pionieră în descoperirea medicamentelor Distributed Bio. În cazul acestei epidemii, profesioniștii medicali pot profita de un tratament preventiv cu anticorpi, cărora de obicei le ia ceva timp, dar totuși este extrem de rapid și asta din cauza că deja am lăsat natura să ne facă jumătate din treabă. Sarah Eves și alți oameni de știință lucrează la un anticorp monoclonal bazat pe unul care este deja capabil să neutralizeze o infecție cu SARS. Pentru că oamenii au creat deja acești anticorpi în organismele lor, nouă nu ne rămâne decât să preluăm aceste resurse și pentru că oamenii deja le-au studiat și le-au publicat succesiunile, putem tăia luni sau ani din procesul producerii, a mai declarat Sarah Eves. Odată ce echipa a identificat noul anticorp care luptă cel mai bine contra COVID-19, tot trebuie să treacă prin aceleași procese obișnuite, doar puțin mai scurte. Echipa speră să aibă un medicament disponibil pentru uz la scară largă până în toamna acestui an. Pe lângă această echipă mai există mai mult de 20 de producători care speră să creeze un tratament de succes bazat pe anticorpi. În cele din urmă, potrivit Agenției Naționale a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din SUA, există unele medicamente pe piață ce sunt eficiente în tratarea altor boli și care ar putea fi folosite în teorie pentru combaterea COVID-19, iar testarea acestora poate începe cât de curând, chiar în luna aprilie a acestui an. De asemenea, folosirea medicamentelor deja existente nu necesită o perioadă de testare atât de lungă precum cele experimentale, ceea ce le face un pilot de testare excelent și totodată ar putea exista pe piața farmaceutică în cantități mari. Organizația Mondială a Sănătății a început studiile de testare la scară globală pentru 4 cele mai promițătoare tratamente. 3 tratamente deja existente alături de un medicament experimental, însă nu există nicio garanție că vor funcționa. Unul dintre aceste tratamente, alcătuit dintr-o combinație de medicamente folosite deja în tratarea HIV-ului, s-a dovedit deja ineficient într-un studiu efectuat de o companie chineză, dar Organizația Mondială a Sănătății crede că este necesar un proces de testare de lungă durată la care să participe mii de oameni din zeci de țări din întreaga lume. Studiul este unul oarecum neobișnuit pentru că s-a renunțat la modelul de testare dublu orb sau în engleză double blind, care presupune că atât subiecții cât și experimentatorii să nu știe în ce grup de testare se află sau probele cui sunt prelevate. Astfel se elimină din start efectul placebo care poate aduce rezultate inexacte și prin urmare un tratament ineficient împotriva COVID-19, cu toate că acest model de testare este mai rapid. Pe 24 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a aprobat ca în cadrul noilor studii să se folosească în mod limitat din cauza problemelor etice monstrele de sânge prelevate de la persoanele ce s-au vindecat de COVID-19. Acest lucru presupune testarea anticorpilor din acest tip de sânge și injectarea derivatelor sau a sângelui în sine la o persoană care este deja bolnavă.
Acest mod de testare a funcționat în trecut, dar nu pentru toate bolile. Deci nu se știe cu siguranță dacă acest lucru va fi sigur sau eficient în tratarea împotriva COVID-19, motiv pentru care, în afara studiilor clinice, a fost aprobată folosirea acestei metode doar pentru persoanele care se află în stare critică. Chiar dacă se dovedește că funcționează, acest tratament nu este accesibil pentru foarte multe persoane, pentru că este nevoie de un număr uriaș de donatori de sânge care s-au vindecat de COVID-19 și, prin urmare, fiecare donație poate fi administrată unui grup restrâns de pacienți aflați în stare critică, deci nu există nicio modalitate de a crea și distribui în mod egal tuturor persoanelor acest tip de sânge în cazul pandemiei din prezent. Termenele despre care am vorbit astăzi au fost calculate în cazul celui mai bun scenariu, unde nimic rău nu se va întâmpla din punct de vedere economic și social. Pentru ambele modalități, atât în cazul tratamentelor cât și al vaccinurilor, există posibilitatea ca acestea să nu fie aprobate de către agențiile medicale guvernamentale, precum Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România, din motive precum siguranța sau eficacitatea folosirii lor. Și chiar dacă trec de etapa de aprobare, încă se pune problema fabricării acestora. Doctorul Maria Elena Botazi a spus: există 3 niveluri ale acestei probleme cu privire la un tratament eficient împotriva COVID-19, în afară de faptul că încă nu există, și anume insuficiența fondurilor, scalabilitatea și conformitatea, adică partea logistică a problemei care implică producția medicamentului sau a vaccinului, distribuirea acestuia, la ce scară poate fi produs, unde vor fi depozitate, cine le va manipula și cine le va cumpăra. Sara Eves a declarat: vom avea nevoie de un sprijin financiar uriaș din partea guvernelor pentru a crește numărul anticorpilor produși pe cale artificială care să fie distribuiți pentru sute de milioane de oameni. Atât tratamentele cât și vaccinurile sunt valoroase și necesare pentru lupta împotriva COVID-19, dar, în concluzie, nu vom vedea nicio cale de a trata sau preveni această boală în viitorul apropiat. Toți producătorii încearcă să se încadreze în termenele autoimpuse și să producă în același timp soluții pentru această pandemie, atât pe termen scurt cât și pe termen lung pentru populația globală, în timp ce restul dintre noi putem ajuta dacă stăm acasă. Distanțarea socială și autocarantina sunt singurele măsuri pe care le putem lua în acest moment pentru a atenua răspândirea acestui virus, dar când vom avea un medicament eficient, oamenii se pot întoarce la muncă și chiar dacă va avea loc un nou focar, acesta va putea fi combătut mai ușor de sistemul de sănătate și nu va avea un efect negativ atât de puternic asupra economiei, a declarat directoarea companiei Distributed Bio. Voi ce credeți? Cât timp vom fi nevoiți să ne facem griji cu privire la noul coronavirus denumit de către Organizația Mondială a Sănătății SARS-CoV-2 până va apărea un remediu eficient împotriva acestuia? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!